Motanul încălțat, cățelul Goofy sau dinozaurul T-Rex sunt câteva dintre animalele care au participat la parada speciilor desfășurată la sediul Fundației Constantin Brâncoveanu. Personajele de poveste sau animalele dispărute de mult de pe fața pământului au fost întruchipate cu talent de aproximativ 100 de copii preșcolari sau din ciclul primar de învățământ. Costumați de părinți cu multă fantezie, copiii au dansat, au spus poezii sau povești despre animalul preferat. Cățelașul colorat are zbor de neuitat. E rapid chiar dacă e mic și dacă te uiți un pic, ai să vezi că nu se lasă niciodată prins în plasă. Fluturașul are viață să-ți facă ziua frumoasă. A venit un lup din grâu și a alergat prin sat să fure pe copii și să ducă în pădure pe copiii care plâng. Și a venit la noi la poartă și am ieșit cu o nuia. Lup flămând cu trei cojoace. Vin la maica să te joace. Eu strigam pe lup încoace, el fugea încotro, vedea. Manifestarea de la Fundația Brâncoveanu a reamintit adulților de frumoasele povești ale copilăriei. Ziua de astăzi îmi aduce aminte de copilărie. Activitatea numită Carnaval era o activitate extraordinar de mult așteptată. Toți copiii sărbătoreau această activitate și erau foarte plini de entuziasm în momentul în care se costumau și reprezentau fie animalul preferat, fie un animal pe cale de dispariție. Ceea ce se întâmplă astăzi are legătură cu ceea ce s-a întâmplat în trecut. Vrem ca o serie de activități din trecut să le evocăm și astăzi. Manifestarea Parada Speciilor, dedicată sărbătoririi Zilei Internaționale a Animalelor, face parte dintr-un proiect mai amplu, intitulat Orașul Verde. Acesta reprezintă o campanie de informare și educație ecologică a copiilor din municipiul Bacău și se desfășoară în perioada 2009-2010, cuprinzând peste 2000 de elevi.